Bună ziua, dragi cititori! Din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Zilele Sănătății Mentale. Pe data de 10 octombrie este ziua mondială, ziua internațională a sănătății mentale. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, 2 săptămâni jumate a fost și ziua internațională a psihoterapeutului. Este alături de noi astăzi Andrei Bogdan Vulpescu, blogger de relații, psihoterapeut în supervizare. Iar recomandarea noastră de carte de astăzi, în contextul discuției și al acestei campanii de pe site-ul Editurii Herald, este vorba despre Borderline, cum să trăiești alături de o persoană cu emoții extreme, de Randy Krager și Paul Mason, carte publicată în colecția Psihopractica a Editurii Herald. Aș începe discuția noastră cu definirea, într-un sens mai larg, mai general, a conceptului de adult sănătos din punct de vedere psihic, din punct de vedere emoțional, nefăcând cumva, să spunem, neapărat referire la lucrurile care țin de o anumită patologie sau de zona, eu știu, a neuropsihiatriei, ci mai degrabă în zona aceasta, zona comportamentală, a unor tipare relaționale sau tipare comportamentale disfuncționale pe care noi le-am dezvoltat, din păcate, în copilărie, în relațiile pe care le-am avut cu părinții noștri. De asemenea, stilurile de atașament defectuoase, toate tarele și toate patternurile cu care venim din copilărie și care cumva își pun, din păcate, amprenta asupra relațiilor noastre ca adulți, indiferent că vorbim despre relațiile cu părinții, cu copiii noștri, relațiile de la job cu colegii sau relațiile cu prietenii sau, și mai important, pentru că e un subiect care, mă rog, ne place amândurora, relațiile de cuplu, da? În relațiile cu parteneri, aducem aceste tipare defectuoase și de cele mai multe ori ne întrebăm cu ce am greșit sau de ce repetăm aceleași greșeli, tocmai pentru că repetăm aceleași tipare relaționale defectuoase. Bine, acum ideea ar fi, mă, nu știu dacă este optim din punctul meu de vedere să căutăm greșelile, ci mai degrabă să vedem cum putem să facem altfel. Asta cu sănătatea, mie mi se pare o definiție scurtă, funcționalitate optimală. Cam asta ar fi în scurt toată povestea. Asta înseamnă că tu să ai o funcționalitate care să nu fie încadrabilă în tulburări sau în patologic. Adică în momentul în care, de exemplu, ți se aplică un test ăsta de psihiatrie, să zicem SCID, că este un test foarte, foarte stufos, să nu îți bubuie pe acolo toate cele, știi? Pentru că ăsta este un test care îți măsoară cam toate posibilele probleme psihice. Sigur, acum asta și cu funcționalitatea optimă e discutabilă, pentru că pe parcursul vieții toți trecem prin diferite etape, prin diferite stări, prin diferite momente mai scurte, mai lungi, mai complicate. Fiecare vine cu un istoric de familie, cu niște tipare de relaționare, nu doar în zona de relații bărbat-femeie sau de cuplu, ci în relații în general. Și atunci, da, asta cu o funcționalitate optimă e destul de vagă, așa, știi? Însă ideea este de stare de bine, după părerea mea. Și starea asta de bine e un subiect care se discută cam puțin tel pe la noi, știi? Prin România, adică puțin tel spre deloc. Ceea ce mi se pare puțin trist. Nici măcar despre fericire nu se vorbește. E de calitatea vieții, nici n-are rost să vorbim, pentru că este pilaf. Și am și făcut, ăsta a fost și subiectul lucrării mele de licență, calitatea vieții și raportul între stima de sine și calitatea vieții a femeilor din România. Și am observat că, spre exemplu, stima de sine și calitatea vieții nu au nicio legătură, sunt două concepte total diferite. Asta se știa în America de vreo 10 ani, dar mi-am părut foarte bine că am reușit să văd că și nici în România nu funcționează.
De altfel, stima de sine este un concept american și nu prea se pupă cu doctrina, cu sistemele de credință din spațiile astea, să le spunem, colectiviste. Mai mult decât atât, nici americanii nu prea o mai flutură așa de tare, pentru că ea bate la ușile narcisismului și atunci nu prea e bine să îi ridici stima de sine unei persoane, pentru că risc să-l urci pe un soclu și e mai greu să-l cobori după aia de acolo. Însă, la nivel de calitatea vieții, am descoperit niște chestii interesante, și anume că femeile, indiferent de segment, adică dacă e 18-55, nu există diferențe între ele, da? La nivelul lipsurilor sau nevoilor. Și, practic, lipsa timpului personal o întâlnești și la unele și la celelalte. Lipsa independenței financiare la fel, la toate. După aia ar veni scopul, validarea faptului că ceea ce fac este bine și aprecierea din partea celor dragi. Deci dacă te uiți măcar prin luneta asta, o să vezi că, cel puțin din punct de vedere al calității vieții, lucrurile nu stau deloc bine și dacă pui lupa și mai adânc pe rolul pe care îl declară că îl au, vei vedea că nu există diferențe, de exemplu, între femeile care spun că rolul lor este de mamă și femeile care spun că rolul lor este de angajată profesionistă, au fix aceleași lipsuri, deci fix aceeași calitate a vieții slabă, va spune că lipsește cu desăvârșire și dacă vrei să te uiți și mai departe de atâta, vei vedea ce persoane sunt importante pentru multe dintre femei și vei vedea că soțul este foarte important. Ori asta ne duce cu gândul la tiparul tradițional de împlinire prin familie și copii. Încă există un procent semnificativ de persoane care fac chestia asta și părinții. Nu ne miră foarte tare pentru că noi am venit din spate cu lucrurile astea. Însă de aici pot să tragi și niște concluzii vis-a-vis de tipare de comportament dependent pe care le poți întâlni la femei mai mult decât la bărbați. Și de aici lucrurile pot duce într-o zonă terapeutică destul de interesantă. Adică eu am făcut două lucrări pe care le-am susținut într-o perioadă destul de scurtă și practic cercetarea pentru licență m-a ajutat și în lucrarea de final de formare care era pe îmbunătățirea calității vieții la femeile cu tulburare de personalitate dependentă. Deci ele s-au legat destul de bine pentru că, din păcate, există un segment destul de stufos de persoane care manifestă genul ăsta de tulburare. Crezi că putem să privim partea aceasta de sănătate mentală din două unghiuri și aici mă refer atât din punct de vedere individual, luat individul ca atare, cu ce spuneam mai devreme la începutul intervenției noastre, cu traumele din copilărie, relația cu părinții, stiluri de atașament și așa mai departe, și să o luăm și din punct de vedere sociocultural, în condițiile în care venim, în condițiile în care venim ca societate, și aici mă refer mai mult la societatea românească, venim ca o societate după 40-45 de ani de comunism, în care aproape toți părinții noștri arătau cam la fel, da, cu mici excepții, da, se supuneau aceleiași orânduiri sociale, da, și cumva felul în care noi, adulții, 40 plus, hai să spunem 40 plus, eram crescuți cam la fel. Ne jucam aceleași jocuri, ei stăteau cu gura pe noi, mai ne etichetau, mai nu ești bun de nimic, mai te compara cu nu știu ce coleg care a venit cu 9 sau cu 10 și tu n-ai fost în stare să vii, ba că n-ai făcut treaba respectivă cum trebuie și toate lucrurile astea cumva își pune amprenta și din punct de vedere sociocultural față de exemplu, față de o societate occidentală dintr-o țară din vestul Europei. Și atunci mă gândesc că și partea aceasta socioculturală își pune amprenta asupra dezvoltării ulterioare a adulților. Trăim acum un sentiment și trăim niște vremuri în care de la polul opus, de la o extremă în care părinții, o mamă hiperprotectoare, dau acum un exemplu, și un tată extrem de autoritar, în care bătaia este ruptă din rai. Unde să știi că poți să mergi
Poți să mergi și în extrema cealaltă, în părinți subprotectori. Sunt același lucru. Da, da, chiar vreau să mă refer la cealaltă extremă. Doar că cei subprotectori investesc cu rol de părinte pe copii. Nu îi bat, dar le pasează responsabilitățile mult prea devreme. Și sunt extrem de permisivi cei la polul opus. Excesiv. Adică merg pe ideea, dacă pe mine părinții am ajuns eu și am conștientizat faptul că m-au traumatizat în copilărie, ori că m-au bătut, ori abuz verbal, ori scăderea stimei de sine, ori devalorizare și așa mai departe, critică, eu nu voi face același lucru cu copilul meu. Și atunci te duci în zona aia a unui parentaj excesiv de permisiv, căruia copilului se îngăduie tocmai pe ideea, stai să nu-l traumatizezi săracul, să facă orice și iarăși nu este ok. Bine, ăsta este un stil de parenting care mai nou văd că se aplaudă mediocritatea, știi? Adică dacă a ieșit pe locul 4, a fost o performanță extraordinară pentru el. Nu e, frate, nicio performanță. Adică, din punctul ăsta de vedere, ceea ce se întâmpla acum 30 de ani, când eram noi copii, lucrurile erau destul de clare. Vrei să fii performant, trebuie să ocupi unul dintre primele 3 locuri, altfel nu există, aia nu-i mai... La locul 4 nu apare statistic. De multe ori nici locul 2 nu apare în statistici. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu putem să considerăm că cineva care a pierdut, de fapt a câștigat. Dacă te uiți pe social media, o să vezi des lucrul ăsta. De altfel, noi suntem una dintre puținele țări care au o generație de aur care n-a câștigat niciun aur la nivel de echipă națională. Dacă te uiți la chestia asta, chestia asta spune mult despre mentalul nostru. Adică faptul că te-ai clasat la un campionat mondial pe locul 4 e nimic. Nici nu apare clasarea aia nicăieri. Da? Se spune doar că în anul respectiv, în 1994, campionul mondial a fost țara X. Atât. Mare, cel mult să spună cu cine a jucat în final. Tu nu apare cu locul 4. Dar noi am creat o generație de aur care nu are niciun aur. Știi? Exact. Asta e un tipar mental distorsionat. Nu este un tipar mental care să fie orientat spre progres sau spre, cum să zic, performanță. Asta este un tipar mental care te învață să crezi că dacă ai pierdut, e bine. Nu e bine. Sau mai degrabă, de autosuficiență. El a scris bine și așa. E onorabil. Pentru un popor care nu este obișnuit să performeze, da, orice clasare de la locul 3 în jos este o mare performanță. Ori asta nu e ok, din punctul meu de vedere. Adică este o minciună să spui, bravo, Simona, ai pierdut. Adică a pierdut. Ea știe că a pierdut. Da? Chiar dacă ești pe locul 2. Deci, astea sunt niște lucruri care vorbesc despre mentalul colectiv. Dar apropo de sănătatea asta mentală, există țări care au niște programe foarte sănătoase de politici publice, apropo de chestia asta și sprijină lucrul ăsta, și prin programe de educație școlară și prin tot felul de alte programe. Noi suntem foarte departe din punctul ăsta de vedere. În România, de altfel, nici nu știu dacă interesează pe cineva treaba asta cu sănătatea mentală, exceptându-i pe psihologi sau pe psihoterapeuți, nu cred că sunt alții interesați. Pentru că, cel puțin la nivel politic, dar nu vreau să intrăm acolo, nu vedem o mare deschidere în direcția asta. Și atunci, da, dacă stai și te uiți la emisiunile TV și te uiți la orice fel de dezbatere TV, o să vezi că, de fapt, nu este dezbatere, ci este o revărsare de abuzuri crâncene, pentru că le vezi pe toate. Vezi atac la persoană, vezi devalorizare, vezi, nu mai vorbim de injurii și așa, pasare de responsabilități și de vină, le vezi pe toate acolo. Vezi personaje cu vădite caracteristici schizotipale care se transformă în vector de imagine și în vector de împurtător de cuvânt ai societății, când ei de fapt au niște probleme psihice evidente și așa mai departe. Deci, oricum am dat-o, lipsa sănătății psihice face audiență. Din păcate. Și asta o vezi de dimineață până seara pe TV. După cum vezi, se promovează panica foarte mult, nu se promovează prevenția, pentru că panica face audiență. Ori panica asta nu face altceva decât la un moment dat să umple cabinetele. Dar nimeni nu stă să vorbească despre lucrurile astea sau sunt prea puțini cei care vin și spun lucrurile astea, pentru că
Nu ne interesează. Pe noi ne interesează să ne facem cifrele și dacă ne-am făcut cifrele, nu mai contează și efectele lor. Da. Deci cred că ar fi cazul să începem să facem niște strategii naționale de promovare a acestei sănătăți mentale structurate pe căprării. Da? Pe de o parte niște programe în școală, astfel încât copiii să crească de mici cu ideea că au drepturi. Ce drepturi au? Ce înseamnă relație sănătoasă? Ce înseamnă relație cu părinții? Ce înseamnă relație cu prietenii? Ce înseamnă orice fel de relație? Da? Și după aia și pentru adulți, sigur. Pentru că nu poți să-i lași de izbeliște pe oamenii care au fost privați de informație și au ajuns la 40 de ani, să spunem. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Dar trebuie să existe și deschidere pentru asta. Și deocamdată nu o văd. Crezi că psihoterapia ajută în problema aceasta a sănătății mentale? Mă refer la avantajul pe care, sau privilegiul pe care noi îl avem de câteva decenii încoace și pe care poate părinții noștri nu l-au avut. Deși au fost foarte bine intenționat și ne-au iubit, sunt convins de asta, dar poate n-au știut exact ce nevoie avem, n-au fost suficient de empatici cu noi. Părinții au mers poate pe ideea aceasta a satisfacerii nevoilor de bază, apropo de piramida lui Maslow. Păi alea erau vremurile. Exact. Și atunci mă gândesc că acum terapia ar trebui să ajute foarte mult. Chiar Herville Hendrix, spunea, dacă nu mă înșel, în cartea, apropo de teoria Imago, în cartea Primește iubirea pe care o dorești, spunea că ajungem să suferim în relații, dar ajungem să ne și vindecăm în relații. Da, depinde aici, depinde ce relații. Ideea este că, da, terapia sigur că ajută, măcar prin zona ei de psihoeducație și tot e suficient. Nu vorbim aici neapărat despre, cum să spun eu, despre tratarea anumitor traume din copilărie sau anumitor distorsiuni cognitive sau mai știu eu ce. Deci, sigur că și alea sunt foarte importante, chiar și în zona de tulburări, și acolo este foarte important rolul psihoterapiei. În combinație cu, de ce nu și cu psihiatria, ideea este că zona asta de psihoeducație este foarte importantă, pentru că din ce în ce mai mulți oameni vor să se cunoască, din ce în ce mai mulți oameni vor să își înțeleagă tiparele de relaționare sau să le schimbe, da? Sau să le îmbunătățească. Și măcar din această perspectivă, eu cred că rolul psihoterapiei e foarte important. Sigur, oamenii nu prea înțeleg ei exact care e treaba cu psihologul sau psihoterapeutul, nu prea știu ei diferența între ele și uneori le confundă. Însă, da, oamenii au nevoie de informație și ei vin și cer ajutorul pentru asta. Sigur, problematica fiind diferită, indiferent că vorbim despre terapie individuală sau de cuplu sau de grup, oamenii au nevoie, au această sete de cunoaștere. Și uite, să știi că, apropo, revenind la cercetarea mea de la licență, pe plan profesional, una dintre marile lipsuri ale femeilor era tocmai asta. Era chiar pe locul 2, workshop-uri și training-uri. Deci ele vor informație. Au nevoie de această informație. Ca să înțeleagă, pentru că nu trebuie... Ok, este foarte important să faci traininguri apropo de cum să fii performant la muncă și așa mai departe, dar noi nu trebuie să uităm latura personală, pentru că aici este un angrenaj destul de bine închegat între personal și profesional și dacă una nu funcționează, o dereglează și pe cealaltă. Știi? Practic, tu ai două vieți într-o zi. Ai o zonă de viață care se desfășoară în casă și una care se desfășoară la muncă. Astea două trebuie cumva să se îmbine armonios, da? De asta se și numește work-life balance, adică trebuie să fie un echilibru între muncă și viața de familie sau, nu contează, viața personală. Ori din punctul ăsta de vedere, noi avem mari probleme. Da? Pentru că pe plan personal venim cu niște cutume de-astea sociale preluate din spate, că trebuie să îți atingi sensul sau scopul în viață doar dacă ai familie, copii, o casă, o mașină. Și iată, sunt foarte multe oameni care au reușit să realizeze lucrurile astea, dar sunt profund nefericiți și ajung să le distrugă, să le spargă prin divorț, ceea ce înseamnă că, iată, condiționarea asta funcționează și nu neapărat, da? Sau sunt alți oameni care se dedică foarte mult muncii și reușesc să
cu ghilimele, să-și dărâme, să-și distrugă relațiile, pentru că nu prea mai au timp să mai fie în ele. Și atunci ideea de echilibru lipsește și dorința asta de a avea averi, de a avea o situație, de a le arăta celorlalți cât de potenți suntem noi, este și asta sprijinită cultural și media. Da? Dacă am mașina nu știu care, mă vede lumea mai bine, dar dacă întrebă care e lumea, nu se știe să-ți spună, sau să-ți spună foarte clar prietenii și familia. Chestia asta cu gura lumii, de fapt, sunt câțiva oameni care contează. Știi? Deci, trebuie să fim atenți și la zona socială și culturală atunci când analizăm situația unui om. Trebuie să vedem contextul de viață, de acolo plecăm, de fapt. Cel puțin noi, în psihoterapia integrativă, plecăm, ăsta este elementul principal de la care se pleacă, contextul lui de viață. Și de aici treci mai departe spre gânduri, emoții, somatizări, comportamente și în zona spirituală, sigur că trebuie să e modelul multinivelat. Deci e o analiză complexă a ceea ce înseamnă viața unui individ. Dragii noștri, am vorbit despre sănătate mentală, discuție prilejuită de ziua de 10 octombrie, Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Am venit și cu o recomandare de carte, Borderline, cum să trăiești alături de o persoană cu emoții extreme, de Randy Krager și Paul Mason, în colecția Psihopractica a editurii Herald. A fost alături de noi Andrei Vulpescu, blogger de relații, psihoterapeut în supervizare. Îi mulțumim foarte mult, ca de fiecare dată, pentru informațiile utile. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! La revedere!